cât ați lucrat cel mai mult la o problemă pe care ați reușit să o rezolvați în cele din urmă? Păi asta era bine să răspundă Sandu Zaharescu, pentru că finalul acelei probleme sunt niște articole publicate cu ei. Cam vreo 20 de ani. Până când am descoperit întâmplător că Sandu Zaharescu și Florin Boca lucrează la niște lucruri asemănătoare, pe care le-am folosit imediat și am rezolvat o primă parte din problemă. Deci ați reușit împreună. Împreună. Și în final, ei au reușit să rezolve, să spargă complet problema. Care a fost mentorul dumneavoastră? Mulți. Deci, în primul rând, profesoara din clasa 9 de matematică, doamna Laura Constantinescu la Sibiu. După aceea, Horea Banea, care este o somitate a Brașovului în ceea ce privește matematica și disciplina, cum îi spune, metodica predării matematici. Și în facultate, sigur, acolo probabil cel mai tare ne-a marcat pe toți Ciprian Foiaș, care este, să zicem, în stâlpul matematicii românești de după anii 50. Un continuator sau un asemănător, da, lui, deci, Grigore Moisil? Eu zic că ceva? Mult mai mult, a avut mult mai mare influență în matematica românească. A creat o școală, a creat zeci de mari matematicieni prin succesiunea asta de generații. Și evident, principalul lui student, Dan Voiculescu de la Berkeley. Ne puteți spune, revenind la problema la care ați lucrat 20 de ani, pe înțelesul unui om care are puține cunoștințe de matematică, despre ce era vorba în acea problemă? Deci avem pe masă niște bile care sunt puse ca pe niște tablă de pătrățele, da? Și o rază de lumină se reflectă printre ele, care este lungimea media drumului între două ciocniri. Și răspunsul a fost? Răspunsul e complicat. Apare și 6 supra pi pătrat și o formulă legată de... Dar e un rezultat exact, ceea ce nu se prea întâmplă într-o problemă din asta care modelează ceva din fizică. Dar problema cine a propus-o? Problema a propus-o un matematician rus, Iacov Sinai, care tocmai a luat un mare premiu internațional în momentul ăsta. Sunteți coordonator al Lotului Național de Matematică din 2001. S-a schimbat ceva fundamental în construcția elevilor care vin la lot? Cum sunt ei diferiți față de cei de acum mai bine de 10 ani? Da, s-a schimbat. Poate că cea mai mare schimbare ar fi dacă m-aș uita la anii 90, că și atunci i-am cunoscut destul de bine pe copii, mai le țineam lecții la atunci când se pregăteau în perioada de pregătire. Deci ei făceau parte încă din generația care știa să învețe și care știau să stea la masă și care aveau caiete de probleme scrise frumos. Acum nu mai există. Internetul a distrus chestia asta. Dacă vă uitați, am luat întâmplător într-o tabără anul trecut, am intrat în cameră că era puțină dezordine, era și un mic scandal cu un băiețel de acolo care noaptea nu prea fusese cu minte și am intrat în cameră să văd ce s-a întâmplat. Și întâmplător am luat, erau caietele de matematică pe pupitru, ale câtorva dintre... Te îngrozești când te uiți. Scris în diagonală, scris într-o parte. Sigur că sunt matematicieni care... Dar înainte aveau copiii caiete ordonate și care scriau problemele preferate. Le scriau de 2, de 3 ori ca să învețe să le facă. E, asta nu se mai poate face acum. Sunt unii care fac, deci care au înțeles. De exemplu, Omer, care avea această dezordine probabil dată de faptul că, gândindu-se la probleme, nu mai dau importanță la ceea ce este scris. Sunt foarte mulți matematicieni care nu publică pentru că zic, am rezolvat problema, ce mă interesează pe mine să mai vadă cineva ce am făcut eu pentru mine sunt fericit. Cam asta este prima tentație. Omer Cerahoglu a învățat foarte repede să facă asta. El scrie foarte ordonat, foarte civilizat și mai sunt unul, doi care fac așa. Deci este indispensabil. Este indispensabil pentru că se pierde. Deci la un concurs în care românii pierd 1, 2, 3 puncte de copil pentru că scrisul e dezordonat și nu se văd argumentele. Adică nimeni nu înțelege ce au scris ei acolo. Se înțelege, dar nu se înțelege că au toate argumentele. Nu se cere în paranteză să spui am aplicat teorema cu tare. Sau soluția este asta și gata. Nu, soluția este asta și arăți că verifică problema ta. Pentru asta se scade un punct. Spune... Și acolo unde distanța între premii un punct e enorm. Un punct poate să însemne diferența între medalia de aur și de argint. Sau dintre o medalie și nicio medalie. Și nicio medalie, sigur că da. Spuneți-ne ce se întâmplă cu Omer Cerahoglu, dacă tot am ajuns la acest capitol. Copilul minune al matematicii. Da, a rămas în continuare și bine educat și drăguț și civilizat. Omer a decis, de fapt, de anul trecut să nu mai vină la Olimpiada Internațională de Matematică, pentru că a fost de 5 ori, a luat de 2 ori medalia de aur și de 2 ori a pierdut medalia de aur la un punct diferență.
E totuși, anul trecut mi-a spus, eu nu înțeleg ce se mai întâmplă, cum chiar de două ori la rând. Nu înțelegea ce s-a întâmplat cu el sau ce s-a întâmplat cu... Nu, ce s-a întâmplat cu el, adică de ce se întâmplă să fie la un punct de... Și mi-a spus, eu la anul mă duc la informatică. Și așa a făcut. Acum, i-am spus, în principiu, cred că se poate rezolva problema ta, să poți să vii să participi în baraj, fără ca să vii la toate etapele Olimpiadei. El, în schimb, a participat și la toate etapele, mai puțin la cea finală, în care avea competiție la informatică. Și n-a venit la etapa finală. E, și în momentul ăla nimeni n-a mai vrut să treacă peste un regulament, dar care exista, e adevărat, cu obtuz, făcut la minister, în care se spunea foarte clar, cei care iau punctaj la Olimpiada finală trec și dau proba de baraj. Adică, Omer Cerahoglu a participat la toate probele, mai puțin la Olimpiada Națională de Matematică, care a fost în aceea zi cu Olimpiada Națională de... Nu, Națională, baraj la informatică. Cu barajul la informatică. Motiv pentru care el nu face parte din lotul internațional al României. Da, dar cu ajutorul sponsorului și cu sprijinul ministrului, i-am oferit șansa de a fi participa cu lotul ca observator din partea României, ceea ce este o chestiune, o poziție foarte importantă. Dar deci va fi concurent? Nu va fi concurent. El va fi profesor. Da. Deci profesor care coordonează lotul. La informatică performează la fel ca la matematică? La informatică a fost, cred că, perfect la partea teoretică. Deci acolo a fost pe departe primul. Dar abilitățile de a scrie programe de calculator repede nu le are. Copiii ceilalți le au de 10 ani. Da. Și asta l-a făcut să fie, cred că, pe locul 12. Dar la partea teoretică el a făcut perfect. Nu știu, cred că 300 de puncte. Al doilea clasat avea 100 și ceva. Spuneați mai devreme că calculatorul a modificat inclusiv modalitatea copiilor de a rezolva. Și a noastră. Eu scriam frumos, acum scriu urât. Deci copiii rezolvă exerciții de matematică acum inclusiv pe laptop, pe calculator? Nu. Pe... Ei se uită pe internet, văd problemele acolo sau pe foaie. Și după aceea, dacă nu sunt serioși și nu sunt împinși din spate, mă zgălesc ceva pe hârtie sau se gândesc. Și pe urmă discută între ei, am făcut problema asta așa, dar nu vezi nimic ca un produs pe hârtie. Am înțeles. Trebuie să împingi de la spate, să văd mâine că toți aveți probleme rezolvate. Anul ăsta am făcut lucrul ăsta. Le-am cerut să vină cu problemele scrise. În ciuda acestor modificări de comportament, de acțiune, cum e privită România de celelalte echipe? Mai ales că dumneavoastră sunteți coordonator de... Eu zic că cu mare respect. Sunt multe, multe situații în care vedem asta. Adică suntem întrebați ce părere ai de probleme, ce părere ai despre cutare, cum zici. Și vorba nu e vorba numai de mine, care sunt câte vreo 12 ani în juriu, dar și de ceilalți colegi, și corespondența pe care o avem, și de faptul că ne sprijină, și de faptul că acea competiție pe care am început să organizăm acum 7 ani cu Master of Mathematics la Liceu Vianu, vin cele mai tare echipe din lume și anul ăsta întâmplător, dintr-un anumit accident, nu s-a mai putut ține și toată lumea a fost mirată și revoltată. Vrem să venim, vrem să facem. În România sunt cele mai tari probleme, sunt cei mai buni. Dar cine sunt cei care fac performanță, nu știu dacă e corect să spun, mai rapid? Copiii proveniți din familii modeste, pot spune și sărace, sau copiii din familii? Nu, să zicem, nu majoritatea, dar cred că 40% din copiii provin din familii în care unul dintre părinții e legat de școală, dascăl. Cam asta e procentul. Deci jumătate dintre ei beneficiază foarte de un mulți profesor au fost, acasă. Foarte mulți au mama învățătoare. De-a lungul generațiilor. Atunci, legat de această dilemă, familie înstărită sau familie modestă? Nu sunt înstăriți. Da. Sunt situații în care, acum chiar situația a doi dintre copii este foarte modestă. Ați mai avut la lot în ultimii ani copiii care vin din sate sau din orașe foarte mici? Da, sunt. De exemplu, acum, din Sinești. Andronache din sine, sigur că a fost cooptat în lotul liceului de informatică. De el acolo a făcut școala. Care este sfatul dumneavoastră pentru părinții care caută modalități prin care să-și îndrume copiii spre împlinirea potențialului, chiar dacă poate nu este în matematică? Să nu exagereze. Deci să-l lase pe copil să canalizeze, să găsească o modalitate prin care el să fie în permanență fericit de ceea ce face. Aveți... Deci tatăl meu, de exemplu, a reușit cu matematica pentru că la timp ne-a spus, ne-a ajutat să rezolvăm probleme, nu ne-a împins de la spate, niciodată nu exista fă probleme din gazetă sau fă nu știu ce. În schimb, cu mine a greșit în ceea ce privește desenul.
a vrut neapărat, știind că am talent, aveam talent la desen, m-am împins foarte mult din spate să, până când, în momentul în care am zis, nu mai vreau, m-am săturat, nu mai vreau să aud cuvântul, pictează, desenează. Și n-am mai făcut. Astăzi mai pictați sau mai desenați? Rar, așa, când mă duc într-un concediu liniștit, mai apuc să mai pictez cât un peisaj. Dar dumneavoastră cântați la chitară. Da, mă acompaniez la chitară, să zicem. Da, îmi place foarte mult. Și profesorul Bogdan Enescu el este un pasionat de mine e profesionist. Ați cântat vreodată împreună sau dumneavoastră la lot, la aceste cantonamente cu elevii? Da, sigur că da. Mai ales că au mai fost copii care... Și Omer are mici tangențe cu chitara, Octav Drăgoi cântă binișor... Poate că unii dintre ei au fost chiar influențați. Totdeauna am chitara cu mine când mergem la noi. Și acum, dacă mergem la Bran, chitara e acolo. Și cum se petrece? Care e programul unui astfel de cantonament? Dimineața, lecții și rezolvări de probleme. După masa, rezolvări de probleme. Pauza de masă și seara, activități de ping-pong, clătite, bulz. Se mai fac pariuri pe internet cu cine vor fi câștigătorii olimpiadelor internaționale? Dar anul ăsta n-am văzut. Nu. Deci, acum, din păcate... Cam totdeauna eram dați între primii 10, după incidentul, după faptul că anul trecut a fost așa, nu cred că mai suntem, dar cred că totuși n-am pierdut faptul că suntem în cărți acolo și cred că suntem cu copiii pe care avem anul ăsta și cu faptul că învățămintele pe care l-au tras anul trecut, cred că i-au atenționat. Dar ce s-a întâmplat anul trecut? Deci acolo cred că cu toții am greșit, am ales lotul foarte repede și nu ne-am mai ocupat de ei. Decât într-o mică tabără de câteva zile. Și ei s-au crezut pe cai mari, au câștigat la distanță Balcaniada de matematică, unde erau turcii care sunt echipă de primii 10, iugoslavii la fel, sârbii la fel. Și cred că n-au marșat cu seriozitate. În același fel am fost și noi, că și noi am greșit. Deci tot așa, din cauza că Olimpiada era undeva târziu, după ce toate lucrurile erau rezolvate. Acum e mult mai bine. Ei sunt în continuare și și-au dat seama, pentru că doresc în continuare. Dați-ne la două zile odată subiecte de tip Olimpiadă ca să le facem. Deci ei sunt într-un cantonament continuu. Acum. Deci acum de chestia asta răspunde Omer, care s-a oferit să facă el această alegere de subiecte de câte trei probleme în fiecare zi pe care ei se rezolvă în stile în timp de Olimpiadă. Vi se întâmplă să vină la dumneavoastră părinții ai unor copii care nu au o înclinație reală către matematică, dar care vor neapărat să facă performanță. Ce se întâmplă cu copiii, nu cu părinții? Ce se întâmplă cu acești copii? Ajung să creadă că, probabil, la influența familiei, că procesul nu e corect și că ei sunt buni și undeva sunt defavorizați. Deci că e vina dumneavoastră. Asta este finală, da, că este vina sistemului și vina Olimpiadei, care e coruptă și așa mai departe. Cele mai multe scandaluri provin din astfel de familii. Adaug faptul că aștept să mai rezist măcar până când organizăm din nou Olimpiada în 1918. Când Olimpiada va fi din nou organizată în România, un ciclu. Și că orice spune lumea, ceea ce fac, nu fac, n-am vrut, ci fac pentru că mi-a plăcut totdeauna. Și asta a fost visul copilăriei mele, să fac așa ceva, să mă ocup de olimpiade. Poate că multe lucruri le-am făcut bine. Nu sunt multe lucruri care probabil că cei care vor veni le vor face și mai bine, să învețe din greșelile mele. Și un lucru pe care iarăși îl simt că l-am făcut este că totuși s-a întinerit echipa de profesori care participă la astfel de competiții și știu ce înseamnă astfel de competiție. Nu înseamnă neapărat să fii un matematician deosebit, ci să ai experiența și să înveți ce înseamnă olimpiada, ce înseamnă problemă. Și avem câțiva tineri care pot să ducă mai departe lucrul ăsta. Vorbiți de profesor coordonator, de profesor coordonator de toate felurile de profesori. Ne puteți da câteva nume? Uitați, de exemplu, profesorul Dinu Șerbănescu de la Tudor Vian, de la Sava, conferențiarul Cătălin Gherghe de la facultate, Andrei Eckstein de la Timișoara, băiatul olimpicului Eckstein, Marius Perianu de la Slatina, Marius Mâinea de la Găiești. Poate, greșesc dacă aș spune prea mult și uit alții, dar sunt. Sunt persoane care sunt aproape de noi și care învață și au învățat foarte mult și probabil că vor putea să preia mai departe lucrurile. Și poate că uneori e bine să fie și câte o schimbare masivă, pentru că
Eu mi-aduc aminte, entuziasmul pe care l-am avut la început era mult mai mare decât cel pe care l-am acum. Acum fac foarte mult din datorie, pentru că știu că trebuie să facă cineva. Atunci inventam multe lucruri pe care le făceam fără să fie o datorie.